587 de elevi din raionul Râșcani vor avea posibilitatea să frecventeze o școală mai bună, grație celor 5 autobuse oferite în cadrul unui proiect pilot educației de calitate în mediul rural din Moldova, finanțat de către Banca Mondială și implementat de Ministerul Educației. Costul total al proiectului constituie 10 milioane dolari. Cei 31 de copii din satul Sferdeac, raionul Râșcani, începând cu ziua de astăzi, se vor deplasa la 24 km de localitatea în care trăiesc pentru a avea posibilitatea să beneficieze de învățământ de calitate. Deci scopul proiectului este asigurarea educației de calitate copiilor din întreaga Republică. Deci aici, în raionul Râșcani, care este parte componentă a proiectului pilot, au fost repartizate 5 unități de transport prin crearea 5 școli de circumscripție cu implicarea copiilor din 14 localități. Ne dorim foarte mult ca acest proiect, care se realizează în baza raionilor Râșcani și Căușani, să fie unul pozitiv, astfel că începând cu anul viitor sau de la 1 ianuarie 2012 să implementăm acest proiect la nivel național. Copiii sunt mulțumiți că vor frecventa liceul ucrainean-român din comuna Nihoreni, chiar dacă pentru aceasta vor fi nevoiți să se trezească mai devreme pentru a reuși la ore. Мне очень там нравится, потому что там более перспективы есть. И ты согласна даже вот такую большую дорогу делать? Да. Мне очень нравится та школа. Мой класс нравится. И... А здесь тебе не нравилось? Нравилось и тут. А там больше, ну, больше возможностей учебы. Там больше эти... Ну, там очень хорошо. В какое время ты встаешь утром, чтобы сесть в школу? В 6 каждый день. А когда учился здесь, во сколько? Можно было даже без 10:08. Dacă copiii sunt nerăbdători să facă cunoștință cu noi colegi, atunci părinții sunt indignați de optimizările ce au loc în învățământ. Stau dieti pol седьмого, пока мы покормим, пока оденем, пока приедут. Бывает детям плохо, бывает по-разному. Приезжает туда ребенок, может ему плохо, он сидит и 3 часа на уроках. И в чем смысл? Неужели такая выгода гнать автобус Рыжкан Свердяк, Свердяка в Рыжкан и 2 рейса туда и обратно? Я не знаю, кто это придумал, но кому? Ладно бы, как речь, а ближе возить, но это же далеко. У нас школа новая, в хорошем состоянии, да. Учителя хорошие. Нету смысла, я думаю, перевозить. Atât Ministerul Învățământului, cât și administrația publică locală de nivelul 2 au venit cu asigurări că implementarea proiectului dat va fi doar un pas înainte în îmbunătățirea și dezvoltarea învățământului în mediul rural. Aici sunt condiții mai bune în Nihoreni, bază sportivă, bază pentru crearea activității artistice, clase luminoase. Și sper foarte mult că până la 1 iunie anul viitor acești copii vor face carte serioasă. Ce va fi cu cadrele didactice? Deci urmează ca Direcția Răunală Învățământ Tineret Sport să soluționeze aceste probleme. Eu nu cred că vor fi dificultăți prea mari, ținând cont și de numărul de profesori care au atins vârsta pensionării. Alte 5 autobuze au fost direcționate în raionul Căușeni, unde de asemenea este pilotată o nouă formulă de finanțare ce se bazează pe principiul banii urmează elevul. Această formulă va permite îmbunătățirea considerabilă a calității instruirii în instituțiile de învățământ din cele 2 raioane pilot. Marina Lazar, Mihai Moldovanu, pentru știri.